Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit! Peneliștii au dat astăzi cărțile pe față, nu se mai ascund și spun tare și apăsat că vor să înhațe de la UDMR Ministerul Dezvoltării, ministerul extrem de bănos al guvernului care împarte de zor primarilor și baronilor locali. Incapabili să opună vreo rezistență PSD-ului, care a decis deja ce ministere vrea, în ciuda protocolului, și care a desenat de capul lui viitoarea schemă a guvernului, cei de la PNL au decis să facă și ei pe durii cu cineva și sunt gata, cum ați văzut, să arunce peste bord UDMR-ul. Când e vorba de Ciolan, se pare că nu mai e importantă deloc stabilitatea mult cântată de coaliție. În orice caz, e fierbere la ora asta printre liderii maghiari, iar PSD vine chipurile cu oferta de pace. Să iau de mereul Ministerul Proiectelor Europene. Variantă care, cel mai probabil, nu va conveni de data asta PNL-ului, care vrea cât mai multe ministere cu bani. Cum o dai, nu-i bine pentru politicienii din coaliție, care nu știu decât scaune, funcții, împărțeli și agățat de putere, în total dispreț față de problemele curente ale românilor și protestele care izbucnesc în forță în câteva zile. De altfel, Ciolacu s-a gândit să mai tragă o dată preșul de sub ciucă și s-a oferit să negocieze el cu sindicatele. Doar o să fie premier în câteva zile, nu? Până la urmă. Or fi protestele astea lebăda neagră cu potențial de destabilizare pentru viitorul premier Ciolacu sau o oportunitate, ca să nu zicem dedicație, pentru el să vină pe cal alb și să rezolve această criză? O speculație, o discutăm în emisiune. Mai întâi, ce se întâmplă în acest weekend după ce am văzut negocierile de aseară s-au terminat cu trântitul ușii? Negocierile pentru ministere oficial se reiau luni, asta după ce liderii UDMR au plecat supărați că liberalii vor să le ia Ministerul Dezvoltării și se pune din nou problema ieșirii de la guvernare a Uniunii. PSD, care face toate jocurile, a venit cu o așa zisă propunere de mediere, care nu i-a convins însă pe liderii maghiari. Liderii coaliției de guvernare se bat aprig pe ministerele în care se învârt cei mai mulți bani, iar mărul discordiei îl reprezintă Ministerul Dezvoltării, pe care liberalii îl vor pentru ei, dar maghiarii nu vor să renunțe. Marcel Ciolacu, spun unele surse, a fost mai împăciuitor și le-a oferit celor de la UDMR fondurile europene și sportul, dar s-a izbit de răspunsul negativ al lui Kelemen Hunor. Ba, liderii UDMR le-au transmis celor de la PSD și PNL că au mandat să iasă de la guvernare dacă rămân fără Ministerul Dezvoltării. Iar liberalii par să nu aibă nicio problemă cu asta. În condițiile în care rediscutăm toate ministerele, orice este posibil, Partidul Național Liberal are suficiente resurse umane bine pregătite să conducă orice minister, inclusiv Ministerul Dezvoltării. Dacă rămânem în formula de 18 ministere, UDMR va avea două ministere și vicepremier, PNL va avea 8 ministere, vicepremier și secretarul general al guvernului, iar PSD va avea 8 ministere, premier, vicepremier și cancelarul guvernului. Dacă pe cele două ministere care revin UDMR se agrează o formulă unanim acceptată și de PSD și de PNL, stau la masă. Dacă nu, este decizia domniilor lor. Cert este că, deocamdată, toate cărțile sunt în mâna lui Ciolacu, cel care vrea Ministerul Transporturilor tot pentru Sorin Grindeanu, iar aici nu a existat nicio opoziție din partea PNL. În schimbul transporturilor, liberalii ar fi trebuit să primească Ministerul Mediului, pe care UDMR l-ar fi cedat fără probleme ca să rămână cu dezvoltarea. În ultimele ore dinaintea negocierilor, însă, liberalii s-au sucit, iar premierul Nicolae Ciucă a revendicat postul de vicepremier și ministru al transporturilor. În fața refuzului clar al lui Marcel Ciolacu, liderul PNL a evaluat că Ministerul Mediului de la UDMR nu este suficient și vrea mai mult. Mai exact, Ministerul Dezvoltării. Surse politice susțin că această mutare ar avea și girul președintelui Klaus Iohannis. Invitații mei la această oră, Sorin Ioniță, expert în politici publice, expert forum, bună seara! Cristian Andrei, analist politic, bună seara!
Adrian Zăbav, analist politic. Bună seara. Bună seara. Și sociologul Bruno Ștefan, biroul de cercetări sociale, în legătură cu noi. Bună seara, mulțumesc, domnilor. Bună seara. E, tupeu sau ce, Sorin Ioniță? Vine domnul Bode și zice, domnule, e decizia lor dacă acceptă. Dar noi ne-am hotărât, le luăm de sub ei un minister foarte important. Poate două. Mi-e greu să-mi imaginez diversiune politică mai mare decât rotativa asta în ultimii 30 de ani. Poate teroriștii de la Revoluție. Deci, uite, de o jumătate de an, sau cel puțin după 1 ianuarie, discutăm numai asta. Nu se mai întâmplă nimic. Coaliția pentru stabilitatea lui Iohannis n-a livrat nimic. Zero reforme. Pensii speciale, zero. Pensii normale, zero. Salarii în sectorul public, zero. Știau că au deadline-a noastră. I-a luat realitatea dinainte. Au început grevele în sectorul public. Da? A fost educația, vine sănătatea. Zero, 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 zero. Ce se întâmpla? Pierdea Ucraina războiul în Bahmut? Dacă nu făcea coaliția asta, din ce a constat stabilitatea asta? Adică ce ne-a adus concret? De 6 luni nu facem nimic, pierdem sute de ore discutând nenorocita lor de rotativă. Dacă făceam alegeri, cred că în 3 luni terminam, împacheteam, mai erau alegeri cinstite și se pronunța poporul. Așa se pronunță Iohannis și cu securiștii lui și cu miniștrii lui de la PNL și PSD pe care îi controlează securiștii și negociază între ei ce? Bugetele ministerelor și nu o să ajungem la niciun capăt. Deci în ce a constat avantajul politic pentru noi? Spuneau că e stabilitate, dar de 6 luni funcționarii nu lucrează nimic la transporturi, la dezvoltare, la mediu, pentru că știu că vin la finanțe, nu știu ce se întâmplă la justiție, rămâne ministru politic, nu rămâne la ce partid. Deci, care e avantajul față de o alegere normală? Că ei au spus că nu vor. Ne-au promis 3 ani și jumătate, un ciclu electoral stabil, în care ne ocupăm de public policies. Și, de fapt, nu știu să fac așa acum, ceva. Haideți, fii serios, vă rog. Păi nu, și exact la jumate s-au apucat să facă fără niciun motiv, nefiind alegeri programate, exact ce știu ei, un fel de alegeri fake. Deci, un fel de rotativă fake. Nu se știe de ce vor să rotească oamenii ăștia în posturi, că sunt la fel de incompetenți toți. Cu care este măsura aia? Care este, cum să spun, metrul de croitorie cu care spune el cu ministrul bun? De unde are Grindeanu aerul ăsta de... Pentru că a dat fake news cu Băstroie, a făcut numai prostii, a călcat în străchini. De unde și până unde a ajuns el guru de care nu se poate la Ministerul Transport? E doar un exemplu, că la fel sunt toți, da? Deci, cu ce m-a avantajat pe mine că Iohannis a furat rezultatul votului, a făcut chestia asta... Există un singur motiv, da, am înțeles, că dacă PSD era în opoziție, s-alia cu AUR și făcea o campanie anti-europeană, cum pot... Dar, până la urmă, este un argument pervers, găsesc eu. Adică așa, ei... de frica acestor campanii anti-europene și de frica AUR, deci ei acestei coaliții satului, o să îi se permită orice, oricând, da, iertați-mă. Ei nebunul satului, dai portofelul pe mână, numai ca să nu dea foc la casă. Păi unde ajungem așa? Pentru că îi încurajez pe toți să devină antisistem cu genul ăsta de, da, cum, de stimulente, nu? Bun, acum...